Cea de-a doua temă a întâlnirii noastre de astăzi sunt principalele activități ale Ministerului și Culturii în ultimile șase luni. 1. Investiții și infrastructură în cultură. Este un fapt bine cunoscut că, alături de educație și sănătate, domeniul culturii nu s-a bucurat de o finanțare satisfăcătoare în ultimii ani. Am avut în vedere această situație, atât în programul de guvernare, în Convenția pentru Cultură, cât și în viziunea și deciziile guvernamentale. Așadar, actualul guvern arată o mare deschidere și receptivitate spre acest domeniu. Doresc să vă prezint principalele preocupări și demersuri efectuate în ultimele luni de către Guvernul României și Ministerul Culturii și Identității Naționale în acest sens. Astfel, în ședința de guvern din 19 iulie, am adoptat ordonanța de urgență pentru aprobarea programului de investiții în domeniul culturii. Este un pas important în contextul centenarului Marii Uniri, care întărește poziționarea culturii ca important pilon al dezvoltării durabile. Prin acest act normativ, Guvernul a aprobat în bugetul Ministerului Culturii și Identității Naționale pentru implementarea programului alocarea sumei de 1 miliard de euro în baza căruia se pot încheia contracte de finanțare multianuale. Beneficiarii programului sunt autoritățile administrației publice centrale, inclusiv Ministerul Culturii și Identității Naționale, instituții aflate în subordine, precum și autoritățile administrației publice locale. În condițiile acestei ordonanțe, avem credința că putem, în sfârșit, asigura finanțarea multianuală pentru obiective importante de infrastructură și de restaurare și conservare a patrimoniului, care urmează a fi judicios analizate ca oportunitate și amploare. Am să vă dau câteva exemple. Muzeul Național de Istorie din București, Opera Națională din Cluj, Iași, Craiova, Timișoara, realizarea de muzee naționale noi, ca Muzeul Fotografiei, Muzeul Arhitecturii și Construcțiilor și alte obiective prevăzute prin extinderea și consolidarea Programului Național de Restaurare a Monumentelor Istorice. De asemenea, am emis și a adoptat hotărârea de guvern prin care s-a aprobat instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea culturii și producției de film în România, precum și orice alte producții autovizuale, așa cum sunt definite în Convenția Europeană, inclusiv prin atragerea producției străine. Potrivit acestei hotărâri, se prevede o schemă de ajutor de stat multianuală. Care se va derula până la sfârșitul anului 2020 și va avea un buget anual de 50 de milioane de euro. Guvernul suportând 45% din cheltuielile pentru producțiile de film realizate pe teritoriul României și sau care promovează România în film. Programe finanțate din fonduri europene nerambursabile, din care aș dori să remarc: ROCULTURA, are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Acesta este cel mai important program de finanțare al sectorului cultural din România prin granturile norvegiene. Bugetul acestui program este de 29 de milioane de euro și va cuprinde șapte apeluri de proiecte care vor fi lansate în următorii trei ani. În vederea finanțării, a cel puțin șapte clădiri monument istorici, care vor fi restaurate și valorificate cultural și economic. Una din marile preocupări în activitatea Ministerului Culturii și Identității Naționale, care presupune un enorm volum de lucru, este realizarea și implementarea programelor strategice de mare impact și rezonanță internă și internațională. Dintre acestea, cu permisiunea noastră, am să evidențiez următoarele. Programul Timișoara Capitală Europeană a Culturii, în anul 2021, care face parte din cele mai ambițioase și cunoscute proiecte culturale ale Uniunii Europene. Programul strategic Orașe Europene, Ministerul Culturii și Identității Naționale, a lansat programul Orașe Europene dedicat orașelor care au candidat în ambele etape ale competiției pentru titlul de capitală europeană a culturii din România. Un program de importanță covârșitoare este sezonul România-Franța, cu o perioadă de desfășurare între 28 noiembrie 2018 și 14 iulie 2019. Pe parcursul celor șapte luni, Programul va cuprinde peste 300 de activități artistice, culturale, științifice și educaționale, organizate de instituții partenere din cele două țări, cu larga participare a numeroșilor operatori culturali publici și privați, instituții, școli, universități, companii, creatori români și francezi. Manifestările se vor desfășura atât în cele două capitale, București și Paris, dar și într-o importantă ramificație în alte orașe și centre regionale din cele două țări. Președinția Consiliului Uniunii Europene. Punctul de maximă importanță și vârful politicii românești, externe, este perioada exercitării președinției Consiliului Uniunii Europene pentru prima dată în anul 2019 de către România.